Poate cel mai complex exercițiu de alarmare și intervenție a voluntarilor de Cruce Roșie Române și Bulgare a avut loc sâmbătă în complexul Stejarul din pădurea Bălănoaia. Un cutremur cu magnitudinea de 7,6 grade pe scala Richter a pus la încercare rezistența voluntarilor din această organizație. Sirenele aparatelor de alarmare, zeci de victime care strigau după ajutor și ambulanțele care veneau să ridice răniții au fost parcă rupte dintr-un film al groazei, în care protagoniștii, tineri cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, au făcut ca situația să pară cât mai reală. Dacă ar fi vreodată să avem vreo problemă și un eveniment, mi-aș dori eu și Bogdan și toți dânsa să fiți alături și să fiți pe lângă noi să ne puteți salva. A fost un succes și într-adevăr la noi la Giurgiu este nu o zicală, este o realitate. Dacă e ceva să mi se întâmple, mi-aș dori ca dumneavoastră să fiți lângă mine în momentul acela. Din punct de vedere medical, am avut 14 victime, din păcate o victimă decedată, două victime cod verde și 11 victime cod roșu și galben. Coordonați atent de voluntarii cu experiență, tinerii care s-au înscris în tabăra intitulată Salvatori din apă au avut o misiune destul de complicată. Aceștia au ridicat corturile, au aprins baloanele luminoase, au căutat și au salvat victimele atât de pe uscat cât și din apă. Vreau să vă felicit, a fost extraordinar. Ați dovedit în seara aceasta că cu fiecare exercițiu pe care îl punem în practică devenim din ce în ce mai bun. Ceea ce ne arată că trebuie să exersăm și să includem în agenda noastră, fie a filialei, fie la nivel național, asemenea exerciții. Pentru că numai practicând, rămânem în contact cu tehnicile și cunoștințele pe care le-am dobândit în partea teoretică. Așadar, orașul Crucii Roșii, așa cum a fost denumit pentru câteva zile Giurgiu, a fost gazda unui eveniment unic la nivel local. Peste 60 de voluntari sosiți din Alba, Arad, Caraș, Timiș, Dolj, Teleorman, Vrancea, Ialomița, Ilfov, București, Giurgiu, dar și din Sofia și Ruse, Bulgaria, s-au pregătit să devină eroii de mâine. Cu toții au încheiat cu succes tabăra Salvatori din apă, organizată în premieră în orașul de la Dunăre. Niciun participant nu a plecat acasă fără a primi câte o diplomă din partea organizatorilor. We'll be right back.